Sperăm că aveți în față cafeluțele, pentru că astăzi stăm de vorbă cu o actriță și o cântăreață talentată și plină de carismă, Aileen Kadır. Păi am să te întreb cum arătau vacanțele pe vremea aia. Venea vara și eram teleportată la țară 3 luni. Chiar era un soi de cantonament. Ne trezeau cu noaptea în cap, ne puneau să alergăm, ne puneau să facem coreografii, să învățăm coreografiile trupei Asia. Erau foarte grele. Happy Cafe. Astăzi, de la ora 17:30, la Happy.